Instituția privată de învățământ preșcolară Grădina Secretă este situată pe stradela Andrei Doga 13/6, în sectorul Râșcan a municipiului Chișinău. Instituția activează de 13 ani. În februarie 2021, în nemijlocită apropiere de grădiniță, au demarat lucrări de construcție a blocurilor multietajate. Chiar de la începerea lucrărilor, activitatea noastră a fost perturbată de multiple probleme. Astfel, ținem să menționăm că activitatea a fost afectată și în nemijlocit ținem să menționăm că sănătatea și siguranța copiilor este în pericol. Am avut zile în care ne-am scăldat la propriu un praf, zile în care zgomotul camioanelor și al utilajelor de construcție au perturbat plimbarea copiilor în aer liber și somnul. Astfel, de mai multe ori am solicitat intervenția poliției, care ne-a ajutat să ne continuăm munca în mod obișnuit. Considerăm că suntem expuși la un risc major. Chiar ieri, unui macaragist i s-a făcut rău în timp ce se afla pe șantier, la 30 metri înălțime de la sol. Cine ne ferește pe noi de astfel de pericole? Suntem ca în timpul unui război. Luptăm ca să ne apărăm. Nimănui nu-i pasă de soarta instituției noastre. Funcționarii primăriei mai degrabă aleg să închidă grădinița și să trimită copiii acasă decât să oprească aceste lucrări de construcție. Probabil interesele sunt prea mari. Probabil unii funcționari au fost răsplătiți ca să susțină această activitate și ca să emită autorizații care încalcă normele de construcție. Altă explicație nu putem să găsim. Ca să înțelegeți proximitatea grădiniței și a lucrărilor de construcție, avem un video demonstrativ prin care puteți vedea că suntem practic separați de o plasă improvizată de aceste pericole care ar putea nemijlocit să suferim cu toții. Mă numesc Tatiana, eu sunt metodist aici în grădiniță pentru asta. Mă numesc Tatiana, sunt metodist în Grădina Secretă, sunt de la începutul construcției și sunt responsabilă de toată activitatea instituției, inclusiv de sănătatea și siguranța copiilor. Eu mă numesc Andrei Lungu, eu sunt avocat, cunosc despre acest caz, de fapt mă ocup de el. Aș vrea să spun că pentru a înțelege că construcția se efectuează cu încălcările normativelor și legislației în vigoare, nu trebuie să fii mare expert, trebuie doar să mergi la acest șantier, să vezi cum este amplasată grădinița și unde se petrec aceste lucrări. Pe de altă parte, avem și un răspuns a Agenției pentru Siguranță, Supraveghere Tehnică. Acest răspuns este unul în care pe 4 pagini sunt descrise toate încălcările efectuate la construcția dată. Deci am să mă refer doar la cele mai importante. Nu este respectat regimul de înălțime. Nu este respectat procentul de ocupare și coeficientul de utilizare a terenului. Nu a fost prevăzut pentru fiecare obiectiv asigurarea în zonă obligatoriu parcări terestre, temporare și parcări subterane. De asemenea, această construcție este efectuată cu încălcarea normelor, și anume normelor tehnice, anume distanța până la terenul de joacă și instituția preșcolară. Aceste normative sunt descrise în normativul în construcție.
de urbanism și amenajare a teritoriului, în care expres se indică că distanța de la ferestrele construcțiilor locative și publice până la terenuri vor fi minim de 12 metri. La moment, după cum ați văzut în înregistrarea video, această distanță nu se respectă, ceea ce este un real pericol pentru sănătatea și viața copiilor. Vă dați seama că în preajma unei instituții preșcolare, unde sunt copii de 5-6 ani, se edifică blocuri cu 13 etaje. Și nimeni nu poate garanta faptul că nu se va întâmpla o situație care va pune în pericol acești copii. Cu atât mai mult în situația în care nu sunt respectate normele și distanțele prevăzute de legislația în vigoare. Eu consider că este cu adevărat un test pentru societatea noastră. Nu știu unde mergem mai departe, dacă mâine copilul fiecărui din noi poate ajunge în situația în care sănătatea și viața lui poate fi neglijată. Este foarte straniu și comportamentul autorităților publice locale, a primăriei, care în întâlnirile care le-am avut susțin de fapt companiile de construcție, își mențin actele, autorizațiile de construcție eliberate și mai degrabă sunt predispuși spre faptul de a închide grădinița decât a stopa construcția. Asta este cel mai grav. Nu știu unde putem să ajungem cu asemenea reacție a autorităților publice locale. Pe de altă parte, grădinița în cauză de copii activează de 13 ani și la moment are autorizație pentru funcționare valabilă până în 2024, dar din câte cunosc eu, se încearcă foarte activ de a anula toate actele de funcționare și de a stopa activitatea acestei instituții preșcolare pentru a permite edificarea blocurilor. Da, mulțumesc. Avem prezența aici unii părinți a copiilor din grădiniță care îl oferim cuvântul. Mă numesc Stella Efros, sunt mama a 3 copii, copiii familiei noastre. Au crescut și au fost educați la grădina secretă. Avem fiică care are 16 ani, adică cu 10 ani în urmă, a fost cea de-a doua promoție a acestei grădiniți. Suntem foarte indignați de faptul cum sunt interpretate și realizate de fapt lucrurile legate de construcția blocului locativ situat în apropierea minimă și nepermisibilă conform normelor de grădinița unde merg copiii noștri. La moment avem un copil de 4 ani care frecventează grădinița și în fiecare zi când ducem copilul la grădiniță suntem puși în situația și mereu mergem cu frica spre casă în ce situație lăsăm copilul în curtea grădiniței, pentru că nu se respectă normele de siguranță și securitate atât a copilului nostru cât și a tuturor copiilor și a personalului grădinii secrete. Este culmea nerespectării condițiilor de amplasare a unui astfel obiect masiv lângă o grădiniță și faptul la moment de decurgere a construcției și anume gălăgia și emisiile nocive împiedică real existența și jocul copiilor în ogradă, la fel și somnul acestora nu este unul liniștit din cauza gălăgiei. Cerem din partea autorităților responsabile și administrației publice locale explicații și soluționare urgentă a situației create, pentru că nu se poate continua în aceste condiții. Era vorba despre închiderea grădiniței și părinții puși în situații de a alege o altă instituție preșcolară. De ce noi trebuie să facem acest lucru? De ce se permite astfel de încălcare a legislației
și nu se iau măsuri din start. Noi nu dorim să alegem altă instituție preșcolară. Noi suntem mulțumiți de faptul cum sunt ei educați, crescuți cu grijă și aceasta este a doua casă a copiilor noștri. Suntem cu încrederea că autoritățile responsabile și, în primul rând, administrația publică locală vor lua atenție și vor merge spre întâmpinarea părinților și a administrației grădiniței pentru a stopa aceste lucrări și să continuăm să creștem și să dezvoltăm copii într-o grădiniță care este altfel decât alte instituții preșcolare din orașul Chișinău. Bună ziua! Permiteți-mi, vă rog, și mie să mă expun. Deci eu mă numesc Petru Amihalachioaie, de asemenea sunt părintele unui copil de 4 ani care frecventează această grădiniță. Deci vreau să vă spun că din primele zile când am văzut cum demarează lucrările de construcție în nemijlocita apropiere a curtii, am fost oarecum uimit și de fiecare dată când lăsam copilul la grădiniță, rămâneam cu o oarecare frică să nu se întâmple ceva pe parcursul zilei. Deoarece în orice moment ar fi putut să sară ceva obiecte sau da, deci să cadă ceva peste copii. Eu de asemenea nu pot să înțeleg de ce se permit astfel de construcții, de ce se eliberează astfel de autorizații în detrimentul unor instituții de învățământ. Și cel mai important, deci cine o să răspundă în viitor, în cazul dacă o să fie un accident grav, da, atât unde victime ar putea să fie copiii sau personalul grădiniței, atunci cine va fi tras la răspundere? Eu cred că atunci deja nici nu va mai conta că toată durerea care va fi atunci la moment, asta va fi pur și simplu fără de preț. Și de asemenea rog autoritățile împuternicite să stopeze aceste lucrări și să facem totul conform legii. Mulțumesc! Sperăm că organele de drept și instituțiile statului se vor autosesiza și vor întreprinde măsurile necesare pentru a proteja interesele superioare a copiilor din instituția dată. Dacă sunt întrebări? Întrebare pentru părinți. Va fi afectată familia dumneavoastră în cazul în care grădinița va fi închisă din cauza construcției? Desigur, va fi afectată din considerentul că copilul este deja adaptat la grădinița la care merge, la personalul de care este educat și îngrijit și nici de cum, nici nu ne trece prin cap unde am putea să mergem în altă parte. Deja am spus că sunt mama a trei copii care aici au mers. La noi drumul ăsta este bătătorit și noi nu vedem o altă ieșire din situație, să mergem la altă instituție preșcolară. Nu dorim să alegem altă grădiniță decât grădina secretă. Da, și eu aș vrea să remarc că înainte de a da copilul la frecventarea acestei grădinițe, deci noi foarte mult am analizat ceea ce este opiniile altor părinți, da, deci ce grădinițe mai sunt și noi, pentru noi, grădinița secretă este unica grădiniță care respectă toate cerințele noastre față de învățământul preșcolar și în cazul dacă grădinița ar fi închisă, deci pentru noi chiar ar deveni o problemă ce ține de educarea copilului nostru. Întrebare pentru Tatiana. De când au fost sesizate organele publice, s-a interesat vreo autoritate publică despre starea psihoemoțională a copiilor? A fost cineva la fața locului să examineze riscurile la care sunt expuși copiii? Din păcate, nu am primit
multe reacții în acest sens și mai mult ca atât am fost mereu împiedicați în a ne apăra drepturile noastre, unul dreptul la muncă, dreptul copilului de a se afla în aer liber, de a se plimba, de a avea un somn și o activitate liniștită. Unicile autorități care au putut să ne ajute a fost intervenția poliției, care la intervenția cărora lucrările erau oprite pentru o perioadă scurtă de timp. În rest, nu am avut alte sesizări, deși noi am înaintat multiple petiții către toate instituțiile de control. Avocat, cine a eliberat actele permisive pentru efectuarea construcției? V-ați adresat în instituțiile publice pentru a invoca neregularitățile depistate? Da, lucrările se efectuează în baza autorizației de construire eliberată de Primăria Municipiului Chișinău. Noi ne-am adresat cu cerere către această instituție, către primărie, pentru a suspenda măcar până când se examinează anula această autorizație. Din păcate, ne-am ciocnit cu o rezistență foarte dură în primărie, care nu dorește nici de cum să anuleze acest document. Din contră, după părerea mea, apără interesele companiei de construcție. Ceea ce ne uimește foarte mult. Întrebări nu mai sunt. Mulțumim tuturor, o zi bună! Mulțumim.